Cultura fără învățătură. Organizația modernă fără o dezvoltare economică analogă. O serie de fraze ieftine copiate din gazete străine, din scriitori de-a doua mână, din discursurile unor politici trăiți și crescuți în alte țări, a înlocuit și înlocuiește încă în mare parte silința de a învăța singuri. Raționamente străine, răsărite din alte stări de lucruri, înlocuiesc exercițiul propriei judecăți. Deci tocmai lipsa unei reacțiuni adevărate, raționalismul foarte strălucitor, dar și foarte superficial al epocii trecute, au făcut ca introducerea tuturor formelor nouă de cultură să se întâmple fără control, fără elementul moderator al tradițiilor trecutului. În loc ca un spirit nou de muncă și de iubire de adevăr să intre în formele vechi ale organizației noastre, s-a păstrat din contră, incultura și vechiul spirit bizantin, care a intrat în formele nouă ale civilizației apusene. Nu ceva esențial, nu îmbunătățirea calității a fost ținta civilizației române, ci menținerea tuturor neajunsurilor vechi, îmbrăcate în reforme foarte costisitoare și cu totul în disproporție și cu puterea de producțiune a poporului și cu cultura lui intelectuală. Unul din defectele cele mai mari ale noastre e că, departe de a ne ocupa cu fondul lucrărilor, credem că e de ajuns să avem numai forma lor. Asemenea copiilor care, voind a-și face florărie, smulg plante din câmp și le așează fără rădăcini în straturi, improvizându-și pentru câteva ceasuri o grădină, în aparență frumoasă, însă fără de trăinicie. Nerăbdători cum suntem, nu ne-am deprins a cunoaște cum că lucrurile luate din temei ar fi și mai trainice și mai folositoare și totodată cu mult mai ieftine decât mulțimea de forme goale care, neavând înțeles și vitalitate, cer mereu muncă de Sisif de a fi reînnoite. Nestatornicia noastră, iubirea de schimbări, adesea răsturnarea tuturor temeliilor statului și rivalitatea copilărească de a trece pe toată lumea, a făcut atât în trecut cât și în prezent ca să irosim o mulțime de puteri care se puteau utiliza pe un teren folositor, pe lucruri de nimic sau de-a dreptul stricăcioase. Aceste defecte mari ale caracterului nostru național sunt, pe lângă împrejurările de din afară, cauza pentru care un element etnic atât de răspândit ca al nostru să nu ajungă la nicio însemnătate în lume, ci bucăți între zeci de stăpâni să reziste aici și acolo, să fie absorbit însă în multe locuri. Publicistica, Mihai Eminescu. Urmează o piesă compusă de tânăra compozitoare aici de față, elevă în clasa 11-a, Ana Nedel. Piesa se numește La Steaua, după poezia lui Mihai Eminescu. La pian este însă și compozitoare. Nu!
prin nopți tăcute, prin lungi mute, prin vântul iute, aud un glas din orice trece, din luna rece, din visuri sece. Văd un obraz, lumea senină, luna cea plină și marea lină, icoane sunt, ochiul ocată în lumea lată, cu mintea beată, eu plâng. Cântece pe versuri reminiscene postume opus 112 de Carmen Petra Pesapopu. Nesteruța, ce suflet trist și floare de tei. Ce suflet trist mi-au dăruit părinții din părinți, că încăput numai în el atâtea suferiți.
și mări, sufăr și tac, sufăr și tac, și tac. Lasă petrece și cântul nou smulge tu din liră-mi. Tu nici nu știi a ta apropiere, cum inima-mi de adânc o liniștește. Ca răsărirea stelei în tăcere. Iar când te văd zâmbind copilărește, se stinge atunci o viață de durere. Privirea-mi arde, sufletul îmi crește. Floare albastră. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte. Te nu mai uita în calde, sufletul vieții mele. În zadarul în soare grămădești în a ta gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare. Nu căta în depărtare fericirea ta, iubite. Astfel zise Mititica, dulce netezindu-mi părul. I-a spus adevărul. Eu am râs. N-am zis nimic. Hai în podul cu verdeață, unde izvoare plâng în vale, stânca stă să se prăvale într-o pastia măreață. Acolo, în ochi de pădure, lângă trestia cea lină și sub bolta cea senină, vom ședea în foi de mure. Și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță. Eu, un fir de romaniță, voi cerca de mă iubești. Și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul, mi-i desface negrul părul să-ți astup cu dânsul pura. Mi dau o sărutare. Nimeni nu să știe, căci va fi sub pălărie. Și apoi cine treaba are? Când prin crens a fivit luna noaptea cea de vară, îi ține de sub soară, tu îi ține de după gât. Pe cărare, în bolți de frunze, apucând spre sat în vale, mi-au dat sărutări în cale dulci ca florile ascunse. Și sosind la-l porții prag, vom vorbi în întunecime. Grija noastră n-ai cu mine. Pui, ce-i pasă că mi-ești drag? Încă o gură și dispare.
ca un stâlp, eu stau în lună. Ce frumoasă! Ce nebună e albastra-n dulce floare! Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră. Floare albastră, totuși este trist. Pe aceeași uricioară, muzica de Valentin Teodorin. Aceleia ce nimicește inima. O nimicește. Închipuiește-ți că dintr-un opus simțire, dintr-o ființă a Evei, n-ar rămâne nimic decât o lungă și întrupată
disperare. Tu nu cunoști asemenea oameni. Ei nu pot aparține cercurilor în care te miști tu. Ei sunt jos. Când o inimă pierdută în mizerie, în apăsare, în neputința de a cultiva simțiri, când o asemenea inimă și-ar ridica aspirațiunile până la tine, neputând să le reziste, ce-ar simți un asemenea om? Întristare? Asta nu-i întristare. Disperare. Asta nu-i disperare. Este o agonie a sufletului. Este o luptă vană, crudă, fără de voință. Disperarea ucide. Această simțire muncește. Martir este numele amorului meu. În fiecare fibră ruptă este o nemărcinire de dureri. Și nu deodată, fibră cu fibră se rupe inima mea. De ce sunt eu în lume când tu ai fost menit să fii? De ce au căzut ochii mei pe tine? De ce te-am văzut? Oarbă de-aș fi fost, pe cât amar scăpam. Disprețuiește-mă. Eu nu pot să nu te iubesc. Tu nu știi de ce și nu ți-o pot spune. Și cu toate acestea, chipul tău, umbra ce ai aruncat-o pe pânza gândirilor mele, este singura fericire ce am avut-o în lume. Cultura fără învățătură, organizația modernă fără o dezvoltare economică analogă. O serie de fraze ieftine copiate din gazete străine, din scriitori de a doua mână, din discursurile unor politici trăiți și crescuți în alte țări, a înlocuit și înlocuiește încă în mare parte silința de a învăța singuri. Raționamente străine, răsărite din alte stări de lucruri, înlocuiesc exercițiul propriei judecăți. Deci tocmai lipsa unei reacțiuni adevărate, raționalismul foarte strălucitor, dar și foarte superficial al epocii trecute, au făcut ca introducerea tuturor formelor nouă de cultură să se întâmple fără control, fără elementul moderator al tradițiilor trecutului. În loc ca un spirit nou de muncă și de iubire de adevăr să intre în formele vechi ale organizației noastre, s-a păstrat din contră, în cultura și vechiul spirit bizantin, care a intrat în formele nouă ale civilizației apusene. Nu ceva esențial, nu îmbunătățirea calității a fost ținta civilizației române, ci menținerea tuturor neajunsurilor vechi, îmbrăcate în reforme foarte costisitoare și cu totul în disproporție și cu puterea de producțiune a poporului și cu cultura lui intelectuală. Unul din defectele cele mai mari ale noastre e că, departe de a ne ocupa cu fondul lucrărilor, credem că e de ajuns să avem numai forma lor. Asemenea copiilor care, voind a-și face florărie, smulg plante din câmp și le așează fără rădăcini în straturi, improvizându-și pentru câteva ceasuri o grădină, în aparență frumoasă, însă fără de trăinicie. Nerăbdători cum suntem, nu ne-am deprins a cunoaște cum că lucrurile luate din temei ar fi și mai trainice și mai folositoare și totodată cu mult mai ieftine decât mulțimea de forme goale care, neavând înțeles și vitalitate, cer mereu muncă de sisif de a fi reînnoite. Nestatornicia noastră, iubirea de schimbări, adesea răsturnarea tuturor temeliilor statului și invalitatea copilărească de a trece pe toată lumea,
a făcut atât în trecut cât și în prezent ca să irosim o mulțime de puteri care se puteau utiliza pe un teren folositor, pe lucruri de nimic sau de-a dreptul stricăcioase. Aceste defecte mari ale caracterului nostru național sunt, pe lângă împrejurările de din afară, cauza pentru care un element etnic atât de răspândit ca al nostru să nu ajungă la nicio însemnătate în lume, ci bucăți între zeci de stăpâni să reziste aici și acolo, să fie absorbit însă în multe locuri. Publicistica, Mihai Eminescu. Urmează o piesă compusă de tânăra compozitoare aici de față, elevă în clasa 11-a, Ana Nedelu. Piesa se numește La Steaua, după poezia lui Mihai Eminescu. La pian este însăși compozitor. Lumea senină, luna cea plină și marea lină, icoane sunt. O când o cată în lumea lată, cu mintea beată, eu plâng și cânt.
versuri reminiscene postume opus 112 de Carmen Petra pe Sapopu. Ne este luța, ce suflet trist și floare de tei. Ce suflet trist mi-au dăruit părinții din părinți, că încăput numai în el atâtea suferiți. Floare de munți, dintre munți,
plânt, flori de mormânt, flori de mormânt. Luna ce treci, crengile, frunzele, dulce pătrunzele, raze de țireci. Luna ce treci, luna ce treci, ce treci, ce treci. Și cântul nou smulge tu din liră mi. Tu nici nu știi a ta apropiere, cum inima-mi de adânc o liniștește. Ca răsărirea stelei în tăcere. Iar când te văd zâmbind copilărește, se stinge atunci o viață de durere. Privirea mi arde, sufletul îmi crește. Floare albastră. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte. Te nu mai uita în calde, sufletul vieții mele. În zadarul în soare grămădești în a ta gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare. Nu căta în depărtare fericirea ta, iubite. Astfel zise Mititica, dulce netezindu-mi părul. I-a spus adevărul. Eu am râs. N-am zis nimic. Hai în podul cu verdeață, unde izvoare plâng în vale, stânca stă să se prăvale într-o pastia măreață. Acolo, în ochii de pădure, lângă trestia cea lină și sub bolta cea senină, vom ședea în foi de mure. Și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță. Eu, un fir de romaniță, voi cerca de mă iubești. Și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul, mi-i desface negrul părul să-ți astup cu dânsul pura. Mi dau o sărutare. Nimeni nu să știe. Cultura fără învățătură. Organizația modernă fără o dezvoltare economică analogă. O serie de fraze ieftine copiate din gazete străine, din scriitori de-a doua mână, din discursurile unor politici trăiți și crescuți în alte țări, a înlocuit și înlocuiește încă în mare parte silința de a învăța singuri. Raționamente străine, răsărite din alte stări de lucruri, înlocuiesc exercițiul propriei judecăți. Deci tocmai lipsa unei reacțiuni adevărate, raționalismul foarte strălucitor, dar și foarte superficial al epocii trecute, au făcut ca introducerea tuturor formelor nouă de cultură să se întâmple fără control, fără elementul moderator al tradițiilor trecutului. În loc ca un spirit nou de muncă și de iubire de adevăr să intre în formele vechi ale organizației noastre, s-a păstrat din contră. În cultura și vechiul spirit bizantin, care a intrat în formele nouă ale civilizației apusene. Nu ceva esențial, nu îmbunătățirea calității a fost ținta civilizației române, ci menținerea tuturor neajunsurilor vechi, îmbrăcate în reforme foarte costisitoare și cu totul în disproporție și cu puterea de producțiune a poporului și cu culturii.
cultura lui intelectuală. Unul din defectele cele mai mari ale noastre e că, departe de a ne ocupa cu fondul lucrărilor, credem că e de ajuns să avem numai forma lor. Asemenea copiilor care, voind a-și face florărie, smulg plante din câmp și le așează fără rădăcini în straturi, improvizându-și pentru câteva ceasuri o grădină, în aparență frumoasă, însă fără de trăinicie. Nerăbdători cum suntem, nu ne-am deprins a cunoaște cum că lucrurile luate din temei ar fi și mai trainice și mai folositoare și totodată cu mult mai ieftine decât mulțimea de forme goale care, neavând înțeles și vitalitate, cer mereu muncă de Sisif de a fi reînnoite. Nestatornicia noastră, iubirea de schimbări, adesea răsturnarea tuturor temeliilor statului și rivalitatea copilărească de a trece pe toată lumea, a făcut atât în trecut cât și în prezent ca să irosim o mulțime de puteri care se puteau utiliza pe un teren folositor, pe lucruri de nimic sau de-a dreptul stricăcioase. Aceste defecte mari ale caracterului nostru național sunt, pe lângă împrejurările de din afară, cauza pentru care un element etnic atât de răspândit ca al nostru să nu ajungă la nicio însemnătate în lume, ci bucăți între zeci de stăpâni să reziste aici și acolo, să fie absorbit însă în multe locuri. Publicistica, Mihai Eminescu. Urmează o piesă compusă de tânăra compozitoare aici de față, elevă în clasa 11-a, Ana Nedel. Piesa se numește La Steaua, după poezia lui Mihai Eminescu. La pian este însă și compozitor. Steaua care a răsărit, e o cală atât de lungă.
nopți. Prin nopți tăcute, prin lungi mute, prin vântul iute, aud un glas. Din orice trece, din luna rece, din visuri sece, văd un obraz. Lumea senină, luna cea plină și marea lină, icoane sunt. Ochiul ocată în lumea lată, cu mintea beată, eu plâng și cânt. Urmează trei hituri din ciclul Cântece pe versuri reminiscene postume, opus 112, de Carmen Petra Vesapopu. Nesteruța, ce suflet trist și floare de tei. Ca florile ascunse. Și sosind la-l porții prag, vom vorbi în tunicină. Grija noastră n-ai bun mine. Cui ce pasă că mi-și drag? Încă obură și dispare. Ca un stâlp eu stau în lună. Ce frumoasă, ce nebună e albastra-mi dulce floare. Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră. Floare albastră, floare albastră, totuși este tristă. Pe aceeași uricioară, muzica de Valentin Teodorescu. Nu mai tu de tu.
al Dionis. Poți oare ghici simțirea cu care am scris? Înger? Nu. În viața ta luminoasă nu s-a putut ivi nici măcar umbra unei dureri asemeni aceleia ce nimicește inima. O nimicește. Închipuiește-ți că dintr-un om cu simțire, dintr-o ființă aievea, n-ar rămâne nimic decât o lungă și întrupată disperare. Tu nu cunoști asemenea oameni. Ei nu pot aparținea cercurilor în care te miști tu. Ei sunt jos. Când o inimă pierdută în mizerie, în apăsare, în neputința de a cultiva simțiri, când o asemenea inimă și-a ridicat aspirațiunile până la tine, neputând să le reziste, ce-ar simți un asemenea om? Întristare? Asta nu-i întristare. Disperare. Asta nu-i disperare. Este o agonie a sufletului. Este o luptă vană, crudă, fără de voință. Disperarea ucide. Această simțire muncește. Martir este numele amorului meu. În fiecare fibră ruptă este o nemărcinire de dureri. Și nu deodată, fibră cu fibră se rupe inima mea. De ce sunt eu în lume când tu ai fost menit să fii? De ce au căzut ochii mei pe tine? De ce te-am văzut? Oarbă de-aș fi fost, pe cât amar scăpam. Disprețuiește-mă. Eu nu pot să nu te iubesc. Tu nu știi de ce și nu ți-o pot spune. Și cu toate acestea, chipul tău, umbra ce ai aruncat-o pe pânza gândirilor mele, este singura fericire ce am avut-o.